Rubrica Internautica. În seara asta dorim să știm un lucru foarte important și vă rog frumos să ne scrieți pe live-ul nostru de pe Facebook dacă sunteți împreună cu noi, și anume cum au fost primele două zile de școală. Dacă sunteți mulțumiți, dacă sunteți nemulțumiți, dacă sunteți mulțumiți, ce vă mulțumește, dacă sunteți nemulțumiți, ce vă nemulțumește. În această seară, știrea cea mai bună este că împreună cu noi se află profesorul Nicolae Geantă, doctor în geografie, editorialist, păstor și alte multe lucruri. Bună seara, domnule profesor, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit și cred că n-am fost de ceva vreme aici. Aici, nu știu dacă ați fost chiar aici. În studio ăsta, n-am fost aici, în altă parte, dar la emisiunea mea la emisiune n-am mai fost de ceva vreme. Acum mă bucur că am venit și mă bucur că ați îndrăznit pentru o astfel de emisiune să mă chemați pe mine. Pentru că acum pot să spun lucrul ăsta, frate Cornel, hai să nu o luăm cu dumneavoastră sau să-ți spun altfel. Vreau să spun lucrul ăsta la emisiuni când se vorbește despre școală. Sunt de obicei la astfel de dezbateri invitați două tipuri de oameni. Fie profesorași și inspectorași care sunt înregimentați politic și pe aia când îi chem în platou, ei spun numai placa pe care au voie să o cânte, fie sunt profesorii din liceele de elită și normal că ăia vin și spun numai, se laudă cu tot felul de succese, că a spus cineva succese, care nu sunt în totalitatea ale lor. Dar acolo unde este un excedent, aș putea să scriu, să spun de creiere, more brain, da? Acolo este evident că este o performanță mare și a elevilor. Și nu se ia în calcul de multe ori durerea școlii, să spunem, din spatele școlii sau unor licee care sunt mai slab cotate sau unele licee tehnologice sau unii profesori, să spunem, care vin dintr-un mediu unde nu e toată ziua olimpiadă școlară și nu știu ce. Să spunem pe șleau în seara asta că predați la Câmpina. Da. Da? Deci un orășel de provincie, cum ar zice bucureștenii. Sigur. Da? Însă, înainte să continuăm pe linia subiectului nostru, am deconspirat așa puțin din emisiunile anterioare câteva propoziții și aș vrea să reamintim, dragii noștri telespectatori, cine sunteți dumneavoastră. Știu că de la naștere până în acest moment în care vorbiți în studioul nostru a fost un drum foarte lung, cu multe obstacole și foarte greu. Spuneți-mi, vă rog, cum ați copilărit? Acum, ați spus despre mine că a fost un drum cu obstacole și foarte greu. Cred că dacă ar trebui să iau de la zero tot pe drumul ăsta aș merge. Foarte frumos. La ora actuală, pentru mine, mă simt bine în pielea mea, chiar dacă am trecut prin mai multe încercări. Copilăria mea a fost ca și altor copii de la țară, numai că eu, neavând părinții mei nativi, neavând frații, a fost lucrul acesta un impediment. Alții poate că nu îl înțeleg. Părinții mei, care m-au adoptat, ei lucrau de dimineața până seara, erau plecați, eram mai mult singur sau cu bunicii mei. Și chestia este că tatăl bunicii meu... Bunicii tot adoptați, nu? Da, da. Tatăl meu, vă spun o mică părticică cu bunica mea naturală, nativă, care n-a îngăduit Dumnezeu să moară până nu m-a cunoscut. Dar vreau să spun, tatăl meu era o persoană, era unul dintre oamenii extraordinar de vrednici, foarte bun meseriaș, dar foarte mare bețiv. El niciodată nu avea bani de la un salariu la altul, el era în continuu împrumutat și făcea scandaluri. În fine, deci nu vreau să mă mai întorc acolo. Dumnezeu a avut milă de el că după, aș putea să spun, 20 de ani după ce m-am întors și eu la Dumnezeu, s-a întors și el la Dumnezeu, s-a cam jucat în ultimele 6 luni ale vieții, dar nu pot să spun că am avut o siguranță, tot timpul eram dintr-o parte în alta, trebuia să fug când eram mic, iar strada, eram batjocorit de foarte mulți oameni, eram numit bastard, cioară, m-au făcut țigan, inclusiv, n-are rost acum să spun că poate văd și emisiunea, mi-a fost extraordinar de greu. Când am fost la Cireșari într-o seară și am spus că am simțit pe pielea mea în aeroport, în Heathrow, când un american m-a întrebat where are you from? Și i-am spus Romania. Și zice, you are gypsy? Și i-am spus, nu, Măta is gypsy. What is this Măta? Și când am spus, mama mea, care m-a născut,
asta aveam 25 de ani atunci, să nu creadă vreunica acum că n-aș face acum așa ceva. Mama mea imediat mi-a dat un mesaj, că eu n-am apucat de vorbit cu Vladimir la Cireșari și am văzut, mama mea a zis să jur cu mâna pe inimă că nu e țigan. Acum, nu spun lucrul ăsta și chiar dacă aș fi mie, nu mi-ar păsa lucrul ăsta, pentru că Dumnezeu m-a trimis chiar în misiunea asta. Dar a fost destul de greu. Apoi, când am terminat școala, părinții mei n-au putut să mă susțină să merg la un liceu mai bun. Am ajuns din întâmplare într-un liceu petrolier unde sunt profesor astăzi. Din întâmplare, zic eu, dar ăsta a fost planul lui Dumnezeu. Apoi am jucat fotbal în divizia la juniorii republicani, la un club sportiv în Câmpina. Am intrat în tot felul de anturaje și, în fine, am încercat să mă răzbun pe ceilalți. Numai că Dumnezeu a avut milă de mine. Ai încercat să te răzbuni din cauza... A bătăilor. Deci, bătăilor. Pe unde eram eu, un văr de-al meu, prietenii de-ai mei, noi unde ne duceam, era aproape imposibil să nu iasă bătaie. Trebuie să te întreb ceva mai dureros așa. Practic, pe tatăl tău biologic nu l-ai cunoscut niciodată. Nu, nu, și îți spun aici... Nu ai vrut? Nu cred că aș vrea să... Nu știu cine este și mama mea n-a vrut să-mi spună, dar nu cred că aș vrea să-l cunosc, pentru că l-am spus multora, așa, eu nu fac pe teologul, eu am un singur tată, pe Dumnezeu din ceruri, și nu vreau să știu altul. Adică nu știu cine este, faptul, ce s-a întâmplat. O singură dată am întrebat pe mama mea, cu care m-am întâlnit la 34 de ani, și mama a refuzat ca să-mi spună și cred că i-am răscolit cumva cuțitul în rană și atunci am zis, n-are rost să mai insist, pentru că m-am obișnuit. Uite, am 51 de ani, am trăit fără el. Dacă am trăit 51, mai am câțiva de trăit, pot să trăiesc și mai departe. Pe mama ai cunoscut-o după investigații personale? Da. Ai vrut să o cunoști? Nu mi-am dorit să o cunosc în momentul în care eram făcut pe la școală bastard, pui de curvă și da, nu mai are rost să spun. Da, copiii, de unde aflau chestiile astea? De la părinții lor. Și părinții lor de unde știau? Păi părinții lor știau că la ora actuală, dacă cineva în fiecare... În orășel mic, nu eram în orășel, că eu locuiesc lângă orășel, lângă Câmpina. Eu sunt din Ploiești. Am înțeles. Ploieșteanu pur sânge, cum ar fi, numai că locuiesc undeva la, se numește Provița de Jos, în apropiere de Câmpina. Normal că oamenii știau și copiii mai îmi spuneau, dar nu că îmi spuneau copiii la școală, pentru că, spun sincer, îi băteam de îi rupeam dacă îmi spuneau sau dacă mă insultau cu ceva, dar veneau părinții lor, că le băteam copiii și părinții lor strigau. Sau anumite persoane dintre vecinii mei. Deci sau... nu era un secret, ei te admonestau în felul ăsta. Da, da, și era destul de dureros și... Te-ai dus să-ți cunoști mama. Da, am încercat, a fost o perioadă când am încercat să o cunosc, n-am găsit-o, părinții mei adoptivi nu vreau să spună, dar a fost o perioadă în viață când o uram din toată inima. Am spus, eu nu vreau să o găsesc decât să o calc în picioare, să dau cu tractorul peste ea, deci nu mă feresc să spun, așa gândeam. Așa erai, dar m-am supărat. Pocăit, l-am cunoscut pe Dumnezeu la 22 de ani. Cred că din cauza mă știi, trebuie să vorbești un pic mai tare. Sigur. Și pentru că m-am întâlnit cu Dumnezeu care mi-a schimbat viața, evident că nu am mai avut nicio repulsie față de ea. Am fost la o conferință în Ungaria, LL Ministries, o conferință de asta cu eliberări, mi-a dus un englez care vrea să facă din mine un carismatic care voi face lucrări de eliberare în România. Eu nu-l înțelegeam la 20 ceva de ani ce vrea el să spună. Dar m-a dus la o conferință și la acea conferință, la un moment dat, un pastor, Peter Horobin, mi se pare că era canadian, a spus, dacă există cineva în sală care are o repulsie față de părinții lui, care este un copil născut nedorit, care, în fine, atunci, zice, facem o rugăciune specială pentru el. Stai cu mâna sus și roagă-te. E, și în momentul ăla în care m-am rugat, dintr-o dată am simțit cum îmi intră din păr în mine ca o rachetă cu mare viteză până în stomac, am simțit că leșin a zburat din mine afară. Și în momentul ăla m-am simțit, nu eliberat. Deci am iubit-o pe maică mea și o iubesc și acum, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. N-am nicio repulsie, mie îmi pare rău că s-a întâmplat așa. Ea era în clasa 12 la un liceu de arte, putea să aibă viitorul în față, numai că nu știu în ce împrejurări, că nu fac acum chestii aici, a rămas însărcinată cu mine, era vremea de cățeilor, n-a putut să mă avorteze, nu era primită acasă și a fost nevoită să mă abandoneze. Dar asta a fost planul lui Dumnezeu. Și așa că este foarte ok. Cu părinții tăi adoptivi, te-ai înțeles bine în general? În afară de faptul că tata mai bea? Asta era și
și copiii mei când erau mici, venea, ne cânta pe la ferestre. Deci era incredibil ceea ce făcea. Îl duceam acasă, frate Cornel, se îmbăta la cârciumă, îl duceam acasă și el încânta zaraze în spinare. Deci îi spuneam, oprește-te că te bag în apă, într-un râu aici. El n-avea nicio treabă și bine. Dar, în schimb, a muncit, ne-a ajutat și spun un lucru. După ce am devenit profesor, el s-a schimbat. Și-a schimbat atitudinea, a început să îi mai fie rușine și spre ultimii ani ai vieții s-a schimbat. Când a plecat în veșnicie, am avut un regret enorm în inimă, pentru că el era persoana care m-a ajutat foarte mult. Eu am fost prin facultăți, am avut alte chestii, soția mea acasă cu copiii, era foarte greu. Am trăit, dar nu vreau să spun aici, că mai sunt unii care mă cunosc și cred că mă lamentez, am trăit ani de zile într-o sărăcie cumplită, inclusiv când aveam copii. Nu cred că cineva din România, care era înscris la doctorat, dormea în patul copiilor lui, că n-aveam unde să dorm. Deci aveam un pat și un pătuț de copii. Și copiii nu dormeau în pătuț, că mai plângeau noaptea. Sefora făcea noaptea tot felul de simfonii. Și atunci ei dormeau cu soția mea într-un pat și eu un pătuțul de copii mici, pe care ziua îl dădeam afară pe un hol, că nu aveam loc în casă, nu mai aveam pe unde să trecem. Am avut o singură cameră. Am făcut a doua cameră în care n-aveam ușă și așa mai departe. Și acum Dumnezeu m-a binecuvântat, de nu îmi vine să cred. Tulburătoare, absolut tulburătoare situația. N-am mai spus niciodată povestea asta. Îți mulțumesc că te-ai deschis sufletul înaintea noastră. E o dovadă de deschidere și vulnerabilizare și îți mulțumesc. Dar să știi că vor auzi și copiii ăștia de bani gata, care n-au avut niciodată problema unde să dorm sau ce să mănânc și poate se trezesc un pic la realitate, că viața nu e așa cum și-o imaginează ei, ci este exact cum este cu adevărat. Ai făcut facultatea de geografie. Da, visul meu a fost să fiu profesor de geografie, pentru că eu am gene de la mama mea, care este o femeie deșteaptă, da? Și îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, să zicem, nu am avut harul ăsta, așa hotărât el să trăiesc într-o familie de bani gata, să am nu știu ce resurse materiale, dar Dumnezeu mi-a dat niște resurse care pot să le iau cu mine peste tot. Și atunci eu am citit, am învățat foarte rar, vreodată în viață, oriunde am fost, foarte rar ca cineva să mă bată. Adică, dacă am fost la școală, dacă am fost nu știu pe unde, pe la fotbal, pe la concursuri, în armată, Dumnezeu a îngăduit să fiu cap și nu coadă. Exact cum spune Biblia, te-am ales din pântecele mamii tale, de ce? Ca să fii cap și nu coadă. Și Dumnezeu a îngăduit, chiar dacă eu nu-L iubeam sau nu-L slujeam, inclusiv înainte de a fi pocăit pe înțelesul tuturor, și atunci Dumnezeu m-a binecuvântat. Și eu am citit cărți și am visat să fiu pirat. Pirat. Deci visul meu... Ce ai citit? Odiseea Capitanului Blood? Da, exact. Insula, Comoara din insulă și mai multe. Și am citit foarte multe cărți... Câine negru apare și am dispare. Robert Louis Stevenson. Foarte multe cărți de Alexandru Dumas. Și acum îți mai spun aici, nu cred că chestia asta am bine în public așa la... Eu am visat să fiu cardinal. Cardinal. Da, eu sunt de acord acum, eu personal, nu vreau, cred că se supără... Ai venit și cu masca roșie, deci da. Eu sunt de acord acum ca păstorii unor biserici, deci poate să aibă... Eu nu sunt împotriva unor veșminte, nu veșmintele te fac să fii mai sfânt, dar nu știu de ce am fost eu impresionat și visam să fiu cardinal. Uite, poate că vreodată ajung bishop, dar nu cardinal. Dar ce vreau să spun? M-a influențat cărțile astea cu călătorii. Și am început ca să învăț geografie și îmi plătea foarte mult. Nu am vrut să merg la geografie la început, nu știam ce o să fac. O profesoară de fizică m-a torturat 4 ani că trebuie să merg la IPG să fiu inginer petrolier. Eu am teză de doctorat pe geografia petrolului, deci toate s-au dus exact într-un gemonare din asta pasional. Și am refuzat chestia asta. Am vrut să merg la ASE, numai că mie nu mi-a plăcut niciodată matematică. Deci pentru mine, care sunt destul de ordonat, nu sunt chiar atât de împrăștiat, nu știu, cred, și o spun aici asta pentru publicul care ne vede, cred că dacă ești un profesor într-un domeniu, poți să fii tu de nota 17. Dacă nu ai vocație și nu știi să transmiți elevilor sau studenților, ei nu te vor urma. Cred că profesoarele care le-am avut eu la liceu de matematică, ele m-au făcut ca să merg în partea opusă, adică să disprețuiesc matematica în modul cum s-au comportat. N-am nimica cu ei, ce iubesc. Făceau? Ce făceau? Păi nu știu ce făceau,
Că nu le zicem pe nume, dar... Nu se făceau plăcute. Nu se făceau, nu se făceau plăcute. Adică spunea cineva, un ziarist din România, asta nu o spun eu, a zis, uitați-vă când ies de la consiliul profesoral, de ce profesor de matematică, parcă ies din abatoare, din măcelărie, au niște fețe, nu știu. Eu n-am nimica cu oamenii ăștia, sunt colegi de-ai mei și iubesc. Dar și nu asta, nu neapărat să fii de matematică, fii așa. Îți mai spun ceva aici, în premieră. Am fost undeva la niște olimpiade și niște olimpiade de religie evanghelică. Și au fost mai multe persoane acolo și mie mi s-a părut, după fețele lor, că oamenii ăștia, așa mi s-a părut mie, să mă ierte Domnul. Cred că m-am gândit, eu zic, mă, cred că oamenii ăștia se comportă cam aspru cu elevii din licee confesionale. Și nu după fețele lor, așa, după comunicarea nonverbală. Și după cum s-au comportat cu mine. Că cineva a luat o notă mai mică, a venit la mine că a vrut să conteste, eu am discutat cu ea să nu conteste, ea tot a contestat că profesorul a forțat. Dar în fine, trecem peste asta. Și eu vorbesc cu cineva care este consilier într-unul din liceele confesionale. Și am avut o discuție cu ea și am spus chestia asta. Așa, hai să spun ceva, Nicu. Am dat teste la elevii din liceul X confesional. Și printre teste era dacă este vreun profesor model demn de urmat sau dacă, a spus, reține, acum frate colonel, cine ne vede. A spus, modele au fost oamenii care nu erau creștini și niciun profesor nu a fost model. Îngrozitor. Acum, cum? Îngrozitor. Da, este îngrozitor. Pentru că eu nu spun chestia asta, la mine la școală vin profesorii și îmi spun, am dat teste la copii, persoane demne de urmași, sunt copii care spun că... Dar nu că vreau eu ca să mă laud, pentru că asta vreau să spun aici, că tot o să vorbim acum un alt subiect, dar asta vreau să spun aici, poți să transmiți celorlalți și să te faci plăcut. Și modul în care transmiți și modul în care și te porți, că tu poți să știi biologie, chimie, geografie de nota 17, dar dacă te comporți, cum am scris eu într-un articol, că zic inginerii se comportă cu elevii ca și cu niște strunguri, mai dă o pilă după ceapă, m-au uiduit ăștia toți. Uite, apropo de chestia asta, în liceu aveam o profesoară de matematică care era foarte exigentă și ne și pedepsea fizic, pentru că eu am făcut clasa nouă în comunism. Adică ce făcea? Avea niște unghii în alea mari și zicea, ia să-ți dau o pișcătură. Și tu trebuia să întinzi antebrațul și își băga unghiile în carne și te pișca o dată, de două, de trei ori. Și într-o oră, dacă erai în formă, mergeai cu mâna vânătă acasă. Asta era situația. Dar vreau să spun că o respectam pentru profesionalismul ei și plăcerea ei de a preda matematică. În clasa 10 a venit altcineva, apoi altcineva și ne-am zăpăcit la cap și ne-am învățat matematică. Clasele 5-8 am învățat, dar nu să spun chestia asta, că uneori nu are legătură cu duritatea profesorului, are legătură cu stilul lui, cu dragostea pe care ți-o inspiră. Păi da, eu asta cu vocație am spus. Vocația, da, foarte interesant. Că poate am avut o profesoră de română, îmi pare rău că nu i-am dat la încă în seara asta ca să ne urmărească, nu am văzut-o din 1987 până în 1983 până acum un an. Mă iubește și a fost foarte dură. Nu prea m-a bătut pe mine, dar pe ceilalți, că pe vremea lui Ceaușescu era lege bătaia, dacă nu te bătea la oră, înseamnă că nu era oră, da? Și doamna asta, deci noi din dragoste pentru ceea ce era ea am făcut. Pentru că poți să iubești pe cineva pentru bunătatea lui, pentru caracterul lui, pentru modul în care îți transmite. Și chiar dacă uneori are o duritate, să zicem, pe meserie, pe profesia lui, deci modul în care omul ăla profesionist, pe tine te încântă. Eu când am lucrat în Turcia, îmi ziceau ăștia dorte patron, al patrulea patron, și unul dintre patronii de acolo, cel mai tânăr, știa într-o firmă de textile, știa să facă absolut orice. Și am zis, da, ăsta într-adevăr este patron. Și modul în care el făcea, ne transmitea nouă încredere. Bun. Deci, modelul profesorului este ceea ce contează foarte mult în viață și să înțeleg că la geografie ai avut pe cineva care te-a inspirat. Da, a fost și o doamnă, doamna Carzol, nu știu dacă mai trăiește dânsa, a fost profesoara mea de geografie, mi-a plăcut modul în care ea spunea. Eu, evident că știam aproape tot. Eu când eram la liceu, dacă nu jucam fotbal, cred că aș fi învățat mult mai bine, dar eu eram tot timpul mai pe la fotbal, plecam dimineața de acasă, veneam seara prin cantonamente, meciuri, chestii, dar la liceu, dacă îmi preda Luceafărul în clasă, eu ora viitoare, fără să-l citesc, îți reproduceam tot. Și pentru că știam mereu, mă asculta mereu, nu, mi-a plăcut. Și m-am dus la facultate de geografie, apropo, n-am intrat pe vremea lui Ceaușescu pentru că se dea limba străină. Și eu nu știam franceză foarte bine și am luat o notă proastă,
după care am renunțat la facultate, după care au trecut mai mulți ani, în fine am mers puțin mai în vârstă, am intrat printre ultimii, am avut harul Dumnezeu să termin printre primii, colegul meu de bancă este la ASE, directorul masterului de geopolitică, este un om extraordinar. Deci noi am intrat printre ultimii. La ce vârstă ai dat la facultate? La 27 de ani am fost la facultate. 27 de ani, bravo! După ce făcusem o școală biblică, Institutul Biblic Timoteus de astăzi. Am înțeles, deci ți-ai urmat totuși pasiunea... Da, păi am ajuns la un moment dat într-un labirint din care nu mai ieșeam. Și doctoratul pe geografie? Da, am un doctorat în dinamică teritorială, în dinamica industriei petroliere asupra spațiului. Cum se modifică un spațiu, cum apar orașe, fabrici și așa mai departe, acolo unde e petrol. Eu am un model unic în România, la microscară, pe industria petrolului, poate fi și orice altă industrie, și după modelul ăsta poți să-l implementezi și la macroscară. Dar în fine, apropo, în seara când am luat doctoratul, a fost și Sefora și Fibi cu mine, am fost puțin prin Cismidiu, am mai fost două fete de la biserică, m-am dus acasă, mi-am aruncat teza de doctorat, am aruncat cravata, hainele, am ieșit în curte, am ridicat mâinile spre cer, aveam 40 de ani și am spus, Doamne, îți mulțumesc, 40 de ani am făcut școli, îți promit că 40 de ani o să slujesc ție, nu mai o să predic, nu o să mai fac. Dar știi ce vreau să spun? Că tot am mai făcut două mastere după aia. Poate faci ca Moise, 40 de ani slujești, după aia încă 40 de ani, deci nu se știe niciodată. Da.